În numele Domnului Iisus, deschidem serviciul divin din această dimineață prin imnul numărul 133, Vrednic ești, Doamne! Tatăl nostru, care ești în cerul, numele Domnului Iisus, îți mulțumim, Părinte Ceresc, că în aceste clipe de Sabat Sfânt ne găsim aici în locul acesta, la picioarele Tale, ca să-ți aducem cinste și onoare numelui Tău. Amin. Mulțumim că ne iubești, ne-ai iubit și totdeauna te-ai purtat cu noi, ca un tată iubitor și ca o mamă care își crește cu drag copiii. Amin. Mulțumim că ne iubești în felul acesta și faptul că suntem aici la picioarele Tale, în fața Ta, nu se datorește înțelepciunii noastre, ci se datorește tot iubirii Tale care ai față de noi. Te rog, ajută ca să nu stricăm planul Tău cu noi. Tu ai un plan cu noi, ajută să-L împlinim împreună cu Tine. Te rog, acum, Părinte Ceresc, să vii în mijlocul nostru așa cum ai promis. Să binecuvântezi cuvântul Tău, să binecuvântezi servul Tău, să binecuvântezi solia Ta și să binecuvântezi întreaga asistență. Te rog, să binecuvântezi pe cei bolnavi, pe cei în suferință, să binecuvântezi familiile îndurerate. Să mergeți să mângâi Tu pe Liliana, pentru tatăl ei, așa că mai Tu știi să faci lucrul acesta. Te rugăm pe acest, toate acestea în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin. Amin.
Mi-e tare greu să întrerup o astfel de cântare care spunea, vorbește-mi Tu, Iisuse. Înainte de a începe în mod practic întâlnirea noastră din această dimineață, vă invit să vă rugați pentru cuvânt și să vă rugați pentru prezența Duhului Sfânt. Înainte ca să-L invit alături de mine pe fratele pastor și responsabil cu educația la nivelul diviziunii europene, fratele Barna Măgheroși, thank you, aș vrea să vă provoc cu ceva. Din anii 1990 a apărut în creștinism ideea cum că creștinii s-ar axa prea mult pe ideea de răscumpărare și de salvare. Redemption and salvation. Sunt doi termeni care, spun ei, au fost prea mult folosiți. Datorită acestui lucru, spuneau respectivii din anii 90, noi transmitem solia lui Iisus Hristos într-o manieră prea agresivă și mânioasă. Cu alte cuvinte, oamenii nu pricep, nu simt mesajul salvării ca fiind plin de iubire, datorită faptului că în teologia creștină se pune prea mult accent pe păcat și pe eliberare. Din cauza aceasta, ei au propus ca teologia creștină să fie nu demolată. Nu știu cum ați preferat dumneavoastră să traduceți termenul deconstructivism. Știți, când demolești ceva, dărâmi o clădire odată. Termenul deconstrucție se referă la următorul lucru, să se ia fiecare cărămidă de la locul ei, să se uite, să se analizeze, să se pună deoparte și nu să dărâmi o clădire întreagă, ci să iei fiecare componentă, să o iei deoparte, să o analizezi și pe urmă să folosești toate cărămizile pe care le-ai obținut să construiești o altă clădire. Deci ei au zis, nu, n-are rost să mai ne focalizăm atât de mult asupra ideii de răscumpărare, păcat și mântuire, avem nevoie să... Nici nu știu cum să zic. Să luăm toate cărămizile, să demontăm și pe urmă să construim noi ceva mai la urmă. Ei spun așa, Biblia trebuie recitită ținând cont de cultura în care ne aflăm. Biblia trebuie înțeleasă în funcție de nevoile moderne sau postmoderne în care suntem. Toate aceste lucruri au început, spuneam, în anii 1990. Ca urmare, a apărut așa numita biserică Emerging Church. Ați auzit de ea? Nu. Care își propune să demoleze totul, care își propune să reanalizeze totul, care își propune să refacă totul și propune ca mesajul creștin să fie redimensionat prin folosirea istoriilor simple sau povestirilor simple, a narațiunilor simple. Biserica nu este chemată să mai învețe doctrină. Biserica este chemată să povestească doar și atât. Are un rol social foarte puternic biserica, dar nu mai are un rol de a promova venirea lui Iisus Hristos. De asemenea, în timp ce împărăția lui Dumnezeu este arătată în Biblie ca venind cândva, ei propun ca împărăția lui Hristos să fie acum și aici. Deci, încă o dată, fenomenul Emerging Church este atât de răspândit astăzi, atât de răspândit, încât din anii 1990 până astăzi, în jur de 22 de ani, îl întâlnim aproape peste tot. Datorită acestui nou curent în biserică, astăzi ne întâlnim iarăși cu idei că anume biserica ar trebui să creadă în evoluționism. Evoluționismul a fost adus în biserică. S-a redefinit și se reanalizează acum însăși mântuirea și conceptul de mântuire.
aproape totul se schimbă în jurul nostru. Acesta era subiectul pe care îl vorbeam la un moment dat cu fratele Borno și îl invit alături de mine acum pentru câteva momente, după care îl voi lăsa singur aici. Bine ați venit, frate, fratele nostru, Sper în Iisus Hristos. Să nu mă lăsați singur după aceea, totuși. Domnul va fi cu tine. Educația în general nu a fost întotdeauna punctul cel mai tare în viața și în activitatea unei biserici. Spre exemplu, noi, Biserica de la Loma Linda, nu ne gândim ce se întâmplă în școala din București, de la Cernica, nu ne gândim ce se întâmplă la Friedensau, nu ne gândim ce se întâmplă în alte părți, nici la nivelul universităților creștine. Cu toate acestea, observăm că încet, încet, la nivelul nostru, la nivelul firului ierbii, se produc schimbări. Se produc schimbări în predicare, se produc schimbări în probleme de doctrină, se produc schimbări în probleme de abordare a vieții bisericești. Am citit înainte aceste gânduri în legătură cu noul trend, noul curent, care se vede destul de puternic chiar și în Biserica Adventă, deși noi spunem că rămânem la Scriptură. Cum vedeți toate aceste lucruri din punctul dumneavoastră de vedere, din punct de vedere al educației, din punct de vedere al bisericii în general? Cum vedeți? Care sunt problemele cu care ne confruntăm astăzi? Deci spuneam, noi ne confruntăm aici cu noi sisteme de gândire promovând evoluția, ne întâlnim cu un fel de har ieftin care se predică peste tot, predicarea este și ea cât de cât în schimbare acum. Cum vedeți toate aceste lucruri? În legătură cu Emerging Church, eu cred că biserica, cel puțin oficial, are o poziție foarte clară. Au apărut și câteva articole în diferite reviste, cum ar fi Curierul Adventist la nivel mondial, Adventist Review, a apărut și în revista pentru pastori în ministry, o evaluare a acestei mișcări și o poziție critică față de ea. Însă, în ceea ce privește, bineînțeles, aceste noi curente, am fost și eu personal prezent la anumite întâlniri în care s-au discutat despre aceste lucruri. Cred că nume mare ale teologiei noastre se clatină foarte puternic și vezi în scrierilor și în poziția lor foarte mult înclinarea spre așa ceva. Trăim o vreme de împlinire profetică, de cernere, o vreme în care trebuie să stăm fiecare pentru el? Cu siguranță trăim o vreme de cernere. Și cu siguranță trăim o vreme în care fiecare va trebui să ne clarificăm poziția și să stăm pe poziția noastră, indiferent de ce spune pastorul, indiferent de ce spune profesor de teologie sau indiferent de ce spune chiar conducerea bisericii sau unii din conducerea bisericii. Nu vreau să dau impresia că la nivelul conducerii bisericii avem probleme generale. Sunt unii care ar dori să vadă anumite schimbări, însă cred că, în general vorbind, conducerea bisericii stă lângă ceea ce credem că este scris și la ceea ce credem că rămâne o credință dată odată pentru totdeauna Sfinților. Cred și în validitatea nu a deconstructivismului, ci în valoarea reevaluării a ceea ce credem, ca să ne întoarcem la ceea ce am crezut și să stăm și mai puternic lângă ceea ce am crezut. Este nevoie, pentru că sunt provocări care vin din stânga, din dreapta, de sus, de jos și mai mult decât oricând este momentul să studiem Biblia pentru noi, să înțelegem pentru noi mai bine, să avem o relație personală cu Dumnezeu și să fim educați. Cred că educația nu ține doar de pastor, de profesor, de liderii bisericii, ci a venit timpul în care fiecare membru trebuie să fie educat, mai educat decât oricând, pentru că nivelul la care se va da lupta este la nivelul creierului, la nivelul informației și va trebui să fim destul de informați ca să putem lua decizii inteligente, decizii care se bazează pe informații valide, dar în același timp care se ancorează într-o relație profundă cu Dumnezeu. Vezi necesitatea unei reforme a educației sau a
a poziției noastre față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de Dumnezeu în general, vezi nevoia de o asemenea reformă, de o asemenea... Nu cred. Nu cred că, în esență, poziția noastră în ceea ce privește înțelegerea Scripturii trebuie să fie reevaluată sau reformulată. Cred, însă, că aceleași lucruri se pot spune și în alte cuvinte, însă nu cu schimbarea esenței. Dar o reformă în legătură cu relația față de cuvânt, relația mea individuală, relația noastră ca abordare serioasă a cuvântului este timpul. Și punerea este lui timpul. În practică. Cred că, fără ca să fie oficial, dar conferința generală și la nivelul conducerii bisericii este un ton foarte clar. Întoarcerea la cuvânt, cel puțin un capitol pe zi din Scriptură până la conferința generală din St. Louis, unde va fi? San Antonio, aici, în Texas, mai aproape de dumneavoastră. Eu cred că timpurile în care trăim cer un studiu aprofundat al Scripturii, la nivelul fiecăruia dintre noi, în mod personal, în care ceea ce am crezut, ceea ce am auzit că e așa, nu va ține. Nu va ține că fratele Dănăiață, pastorul, a zis așa. Va ține, am descoperit eu, pe baza cercetării mele personale. Și, într-adevăr, concordă cu ceea ce a zis și fratele Dănăiață, dar am ajuns la concluzia aceasta în mod personal. Și cred că este nevoie de acest lucru. Mulțumesc din suflet pentru gândul acesta. Iau acest apel ca adresându-se în mod special generației tinere și nouă fiecare în parte. Dumnezeu să te binecuvinteze mai departe. Mulțumesc. Și să te conducă în cuvântul care ni le vei oferi. Mulțumesc! Odată cu trecerea timpului devin din ce în ce mai convins că Biserica Adventistă are nevoie de creștere. Dar nu de orice fel de creștere, ci de creștere în cuvânt. Puteți să spuneți creștere spirituală, accept, sau creștere în relația cu Dumnezeu. Însă o creștere spirituală sau o creștere în relația cu Dumnezeu, fără cuvânt, tinde să devină o creștere foarte mistică, care n-are nimic de a face cu nici cu realitatea și nici cu ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o reîntoarcere din ce în ce mai profundă la predicare care expune cuvântul lui Dumnezeu. Nu o predicare atât filozofică sau teologică, cât o predicare biblică care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu și care extrage învățături practice, reale, pentru zilele în care trăim. De aceea vă invit și în această dimineață să poposim lângă cuvântul lui Dumnezeu, citind cuvântul lui Dumnezeu, și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la Epistola către Corinteni a Apostolului Pavel, a doua epistolă, capitolul 4, și de aici vom citi un pasaj mai lung, începând cu versetul 7. Deci, 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul, cât am zis? 7. Nu vreau să vă testez doar, nu mai vreau să mă întorc la notițele mele. Începând cu versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi, cei vii,
Totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru că harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Este un pasaj mai lung, în care apostolul Pavel vorbește despre realitatea vieții de creștin de fiecare zi, în care există o combinație între binecuvântări și necaz, între bucurie și deznădejde, între împliniri și suferință. Cam așa este viața noastră. Facem un anunț în legătură sau două, în legătură cu înmormântări, dar în același timp aniversăm zile de naștere care ne aduc aminte de o nouă perioadă de har din partea lui Dumnezeu în viețile noastre. Așa este viața de când Domnul Hristos a venit pe pământ. Și noi în teologie vorbim despre două expresii care sunt într-o tensiune mare. Noi le spunem așa, deja și nu încă. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, El spune, împărăția lui Dumnezeu este aici, deja cu noi. Însă dacă citim cu atenție Scriptura, ne dăm seama că însuși Iisus Hristos ne spune, voi să vă rugați cum? Vie împărăția ta. Păi este împărăția aici? Sau nu este împărăția cu noi? Aceasta este problema despre care a amintit și fratele Dănăiață. O teologie care este atât de ancorată în aici și acum, încât uităm că mai este ceva care să vină. De fapt, mie îmi place foarte mult numele de adventist de ziua a șaptea. Pentru că în acest nume este construită o tensiune fără de care orice învățătură și orice doctrină de a noastră va fi sortită eșecului, în stânga sau în dreapta. Nu contează. Pentru că de ziua a șaptea ne trimite unde? La sabat, la creațiune. La mandatul nostru de a avea grijă de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, aici și acum. Dar în același timp, adventist, unde ne trimite? Ne trimite la venirea Domnului Hristos. Și aici este o tensiune. Cum poți să sărbătorești în fiecare sabat memorialul creațiunii care ne aduce aminte de mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru aici și acum? Dar în același timp care ne trimite la recreațiunea care va urma, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă accentuăm doar o parte din aceste două lucruri, tindem să devenim foarte sociali, o evanghelie socială pentru aici și acum, de a ajuta pe oameni, de a-i tolera, de a-i accepta, de a face tot posibilul ca această lume să devină mai bună, mai frumoasă și mai, cum vreți dumneavoastră să fie? Și pe de altă parte, o axare unilaterală spre venirea Domnului nostru Iisus Hristos
ne va transforma în niște oameni cărora nu le pasă. Oricum Iisus vine, oricum pământul va fi distrus, oricum lumea asta e rea, decăzută, păcătoasă, va fi nimicită, deci de ce să ne chinuim prea mult? Însă dacă rămânem adventiști de ziua șaptea, această tensiune va fi întotdeauna aici. Și să știți că adevărurile mari ale Bibliei rămân într-o tensiune întotdeauna. Chiar dacă vrem să le rezolvăm, nu le putem. Și în dorința noastră de a le rezolva, cădem într-o parte sau în cealaltă parte. Dar iertați-mă pentru această deviere teologică, vreau să mă întorc la textul citit. Există 7 contraste puternice în acest pasaj pe care tocmai l-am citit și care se datorează acestei ambivalențe a existenței umane de pe acest pământ, între deja și între nu încă. Prima antiteză este între slăbiciune și putere. Versetul 7 spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită sau extraordinară să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Lutul în Biblie este simbolul slăbiciunii. Doar dacă ne întoarcem nu la profeția din Daniel, lutul e ceva care e slab față de și mai puțin valoros. Nu? Comoara aceasta, puterea aceasta lui Dumnezeu se manifestă prin noi și în noi, însă este o combinație între slăbiciune și putere. De ce? Dumnezeu spune, pentru ca slava să fie a lui Dumnezeu, nu a omului. Dintr-o perspectivă umană, întrebarea ce este omul capătă un răspuns destul de descurajant. Iov răspunde în felul acesta, bineînțeles, nu Iov, pentru că aici nu Iov vorbește. Aici vorbesc prietenii lui care de multe ori dau cuvânt la anumite opinii care nu sunt deloc inspirate. Cu cât mai puțin omul, spune, care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Adică, lutul. Însă, în același timp, dacă citim Psalmul 8, ce este omul? Mă întreb, spune psalmistul, că ai grijă de el și fiul omului că-ți pasă de el. Această ambivalență. Omul care este decăzut, nu este decât un viermișor, este lut, se întoarce în țărână pentru că de acolo a fost luat, însă în același timp, dacă privim la valoarea pe care Dumnezeu îi oferă omului prin faptul că își dă singurul său fiu pe cruce pentru el, creează această tensiune. Ce este omul? Slăbiciune și putere. Filozofii stoici, care erau prezenți atunci când Apostolul Pavel scria, prezenți în gândirea și în mentalitatea vremii, credeau că greutățile și necazurile, încercările vieții au menirea de a arăta din ce stofă este făcut omul. Epictetus, de exemplu, spunea, arată-mi un om care, deși bolnav, este fericit, în ciuda faptului că este în pericol, este mulțumit și cu toate că este muribund, radiază de bucurie. Cu siguranță este un stoic, spune Epictetus. În acest context, Apostolul Pavel spune, toate necazurile, dificultățile și provocările vieții au menirea nu să arate din ce e făcut omul, din ce stofă e făcut omul, pentru că omul oricum știm că este cum? Este lut. Ci ca să ne arate puterea lui Dumnezeu. Dacă îndrăznesc să folosesc acest cuvânt, din ce stofă este făcut Dumnezeu? Ce fel de caracter are El? Și cum se comportă El față de om? Al doilea contrast este între amenințare și ocrotire. Versetul 8 și 9 spune, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare.
În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Încolțiți, dar nu la strâmtorare. Îmi place o altă traducere care spune: suntem presați, dar nu suntem striviți. Cine nu știe astăzi ce este stresul? Suntem câteodată ultra stresați. Vestea bună este că Dumnezeu niciodată nu ne va lăsa să fim supra stresați. Vom fi stresați, dar nu striviți. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Textul grecesc spune lipsiți de resurse sau a fi în dilemă. Suntem lipsiți de resurse, dar nu disperați. Îmi place cum spune noua traducere de București: în încurcătură, dar nu fără ieșire. Așa este viața. De multe ori suntem în încurcătură, dar datorită harului lui Dumnezeu niciodată nu suntem fără ieșire. Prigoniți, dar nu părăsiți. Poate că această realitate nu este atât de evidentă, însă de multe ori am simțământul că trăim într-o lume în care nu suntem prigoniți în mod fizic, însă suntem ridiculizați dacă mai credem ceea ce credem. Suntem priviți așa, dintr-un colț de ochi. Ah, om naiv și simplu, prostuțule, tu mai crezi în asta? Ah, niciodată nu o să se spună lucrul acesta, dar modul în care ești tratat te lasă să înțelegi acest lucru. Nu suntem prigoniți, însă atunci când anumite persoane care de multe ori vorbesc despre a fi deschis și tolerant, sunt foarte intoleranți dacă nu te afli în același spectru, iertați-mă pentru cuvânt, cu ei. Trântiți, continuă Apostolul Pavel, dar nu nimiciți. Și aici lăsați-mi să-l citesc pe J.B. Phillips, care îmi place modul în care traduce acest verset: We are knocked down, but not knocked out. E greu de tradus în română. Suntem trântiți la pământ, dar nu suntem făcuți knockout. Da, viața aceasta are surprize pentru noi. Și de multe ori, într-adevăr, suntem pe punctul de a ajunge la podea. Însă prin harul aceluia care a murit, putem să ne ridicăm și să mergem înainte încă o dată. Deci, încă o dată, tensiune între slăbiciune și putere. Tensiune între amenințare și ocrotire. Tensiune între mortalitate și viață. Între moarte și înviere. Apostolul Pavel spune că purtăm în noi în fiecare zi moartea Domnului Iisus Hristos, ca viața Lui să se arate în noi. Această tematică se întoarce din nou și din nou, atât în Evanghelii, cât și în scrierile lui Pavel. Iisus Hristos trebuia să moară, pentru că fără moarte nu există viață. Și noi trebuie să murim față de euul nostru, față de păcatele noastre, pentru că fără această moarte nu va exista viață. Nu ai cum să eviți problema păcatului. Nu ai cum să treci doar la o simplă evanghelie socială sau la o simplă teorie a influenței morale despre care frate Dănuia ți-a amintit la început. În momentul în care redefinești păcatul, va trebui să redefinești mântuirea. În momentul în care redefinești păcatul, va trebui să redefinești și creațiunea, ce înseamnă. Și în felul acesta, totul va fi redefinit în așa fel
încât mântuirea nu înseamnă altceva decât o îmbunătățire a vieții aici pe pământ până în veșnicii. Dar în veșnicii umane, nu divine. Mă întorc la textul nostru. Este o tensiune între tranziență și reînnoire. Versetul 16 spune: ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Îmi place acest contrast între omul din afară și omul dinăuntru. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar adevărul este că după o vreme nu ne place să ne uităm în oglindă. Sau dacă ne uităm, nu ne place să ne uităm mult în oglindă. Mai apar riduri, mai dispar fire de păr, sau apar alte de o altă culoare. Așa este viața. De place, de nu ne place, în fiecare dimineață când ne sculăm și ne uităm în oglindă, ni se aduce aminte că a mai trecut o zi. Suntem mai în vârstă cu o zi. Îmi place de o novelă a lui Oscar Wilde. A scris o carte care se numește Imaginea lui Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray. Și în această carte el vorbește despre Dorian Gray, care este personajul principal și care și el își dă seama de faptul că cu fiecare zi ce trece nu este mai tânăr, ci este mai în vârstă. Și spune că uitându-se la un portret din casa lui despre el când era mai tânăr, spune în sine așa: mi-aș da chiar și sufletul dacă aș putea să am imaginea aceea. Și să știți că nu e bine de jucat cu astfel de expresii, pentru că cel rău apare lângă el și spune: și care este problema? Dă-mi sufletul tău și eu voi face o schimbare între tine și între imaginea de pe perete. Și în fiecare zi imaginea de pe perete va deveni mai bătrână, iar tu vei rămâne veșnic tânăr. Zis și făcut. Numai că în acest pact cu diavolul mai este un articol, știți, acelea scrise cu litere mici, pe care nu le citim de obicei. Și anume că imaginea de pe perete va reflecta starea sufletului său. În timp ce el devine din ce în ce mai chipeș și mai tânăr, sufletul său devine din ce în ce mai înăcrit, mai degenerat, decăzut și imoral. Îmi place această imagine care este contrastul imaginii lui Dorian Gray. Apostolul Pavel spune: nu contează. Chiar dacă înfățișarea noastră din afară se schimbă în fiecare zi și se trece, omul nostru din lăuntru devine din ce în ce mai reînnoit prin harul lui Dumnezeu. Nu este o veste bună, fraților? Nu este aceasta Evanghelia? Chiar dacă simțim în fiecare zi o durere nouă care apare aici sau dincolo, sau chiar dacă apare încă un rit, chiar dacă mergem mai greu, chiar dacă se descoperă o altă boală la noi. Am vorbit cu un alt profesor de teologie din Ungaria, care este un mentor pentru mine, fratele Sigeti, și care spunea: Borna, să știi că toate bolile posibile au fost descoperite la mine, dar nu contează, pentru că prin harul Domnului mai am încă o zi. Această atitudine de a privi altfel viața, de a avea ceva care nu este doar aici și acum, ci care este atunci și acolo, și care este aproape și va veni în curând. Acest proces de înnoire
Apostolul Pavel nu vorbește aici despre o personalitate dublă, ci vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu, pe baza căreia în fiecare dimineață putem să spunem că suntem o făptură nouă. Îmi place să mă imaginez în fiecare dimineață când mă pun pe genunchi și mă rog ca fiind într-o sală de operație în care chirurgul divin efectuează prin Duhul Sfânt această schimbare de a-mi oferi o inimă nouă, care este în stare să iubească din nou, care este în stare să ierte din nou, care este în stare să meargă mai departe în ciuda tuturor necazurilor, provocărilor și dificultăților vieții, care în ciuda tuturor atacurilor care vin din stânga, din dreapta și din toate părțile la adresa credinței mele în Dumnezeu, îmi dă putere să cred. Și așa cum spune în aceste versete Apostolul Pavel, am crezut și de aceea am vorbit. Și să nu numai să cred, dar atunci când este momentul să am și curajul să-mi deschid gura și să vorbesc. În dragoste, în blândețe și în toată umilința, dar să spun ce trebuie, când trebuie și așa cum trebuie. Penultima tensiune. Apostolul Pavel spune că există întristări în viață, dar ne așteaptă o slavă uriașă. Că spune, întristările noastre care sunt cum? Vremelnice, trecătoare. Vor produce o sau vor conduce spre o slavă extraordinar de mare. Nu este frumos că fiecare necaz mic sau mare pe care îl avem în viață ar trebui să ne conducă la o izbucnire în laudă. Pentru că nu este altceva decât un memento, o aducere aminte de faptul că Dumnezeu a pregătit ceva mai bun. Și îmi place să mă gândesc la Moise. Cât de amărât și de necăjit putea să fie. La granițele Canaanului. Și Dumnezeu îi spune, Moise, pare rău, dar nu poți să intri. Păcatul are consecințe. Și încă nu poate să-i spună, dar știi, ți-am pregătit ceva, dar nu poate să-i spună, pentru că nu ar fi fost cinstit. Dumnezeu vrea să fie și drept în același timp și milos. Și îi pregătește ceva mai bun. Moise nu știe. Dar în acele momente în care el este probabil cel mai, într-un punct cel mai de jos și pe podea, el nu știe că Dumnezeu i-a pregătit deja o slavă incomparabil mai mare. Da, în acest pasaj Apostolul Pavel ne spune că suntem răscumpărați, dar nu trebuie să uităm că suntem totuși vulnerabili. Suntem prețioși, dar valoarea noastră nu rezidă în noi înșine. Suntem reînnoiți, însă șansa de a începe din nou nu ni se datorează nouă. Suntem reînnoiți în fiecare zi, dar nu prin puterea noastră. Avem în față o slavă eternă, dar până atunci va mai trebui să trecem prin necazuri. Și în sfârșit, această tensiune ultimă din acest pasaj este între cele văzute și între cele nevăzute. Ne uităm la lucrurile care se văd, spune. Însă, Pavel spune, trebuie să ne uităm dincolo de lucrurile care se văd, la cele care nu se văd. Pentru că cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Și în felul acesta mă întorc la problema veșnică a pendulului bisericii noastre, care merge între trecător și veșnic.
în concentrarea noastră de a fi relevanți, cuvântul acesta de a contextualiza aici și acum, și între dorința de a vedea ce se întâmplă acum în sanctuar și care mai sunt evenimentele care trebuie să se petreacă ca Domnul să se întoarcă. Și probabil că ambele, într-un fel, au validitatea lor, dar dacă nu vom reuși să le menținem într-o tensiune sănătoasă, rămânând adventiști de ziua a șaptea, vom fi în pericolul ori de a cădea într-un socialism, dacă vreți. Știu că în America nu sună frumos, dar asta este de fapt, într-o evanghelie socială în care vrem să fie bine tuturor și să creăm paradisul aici pe pământ. Socialism religios. Umanist. Sau în diferite teorii ale conspirației care vor să vadă care sunt exact mecanismele care vor pregăti criza finală. Și trebuie să avem o viață echilibrată în care înțelegem această tensiune sănătoasă între deja și între nu încă. Cunosc persoane care tind să se focalizeze pe prima parte a realității care ne încânjoară și care este în noi. Se vaită, se plâng tot timpul de faptul că sunt slab și se simt fără valoare și nesemnificativi. Se plâng de neputința lor de a învinge obiceiuri rele, de a depăși anumite limite în viața lor. Pot înșirui cu lux de amănunte toate eșecurile lor și așa mai departe. Și vin în biserică, în sabat, știți, terminați. Pentru că nu se concentrează decât asupra ceea ce este aici, deja. Însă cunosc și alte persoane care par să trăiască într-o altă lume. Parcă nu ar fi cu picioarele pe pământ, pentru ei totul este frumos, Iisus ne iubește. Există o expresie foarte frumoasă în engleză care îmi place, blissfully ignorant. Nu știu cum traduceți, dar nu au nicio treabă cu ceea ce se întâmplă aici. Domnul vine în curând. Eu cred că ar trebui să reușim să îmbinăm această tensiune care este în noi înșine și ne înconjoară. Cuvântul este echilibru. Și de aceea Pavel poate să treagă concluzia care îmi place. De aceea nu cădem de oboseală. Aceasta este vestea bună. Cu toate că există provocări, câteodată chiar suntem trântiți pe podea. Apostolul Pavel spune, dar noi de aceea, pentru că suntem conștienți de această ambivalență a vieții umane, nu cădem de oboseală, ci, mergem mai departe, ne uităm la lucrurile care nu se văd. Și în felul acesta avem putere nu numai să mergem mai departe, dar chiar să mergem până la capăt. În 1968, la Jocurile Olimpice din Mexico City, atletul de maraton John Stephen Akvari a fost ultimul să facă trecerea liniei de sosire. Niciodată, probabil, în istoria maratonului, ultimul care intră nu a stârnit atâta atenție. Spectatorii au și uitat deja de primul, de care a câștigat, de care a fost. Și toată atenția publicului spectator se concentrează asupra acestui ultim alergător care sângera în toate părțile posibile. Cădea și se ridica din nou, cădea și se ridica și își târea picioarele, nu mai putea. Dar nu se dădea bătut. Până la urmă, aproape că se târăște pe coate și ajunge la linia de sosire. Reporterii, toată lumea e pe el și îl întreabă, ce ți-a dat putere să mergi mai departe? Și omul foarte simplu, nu filozofic, ci în cuvinte
foarte simple spune, țara mea, Tanzania, nu m-a trimis aici ca să încep alergarea, ci să o termin. Fraților, noi nu suntem aici pe pământ ca doar să începem alergarea noastră, ci suntem aici să mergem până la capăt, oricare ar fi costul. Da, vor fi provocări. Vom fi stresați, vom fi striviți, vom fi în toate felurile încercați. Dar Dumnezeu spune, eu sunt cu voi. Harul meu este de ajuns pentru voi. Și în felul acesta, mă rog, ca Domnul să vă ajute să rămâneți până la capăt credincioși. Nu numai să fi început această alergare, ci să și terminați prin harul său. Amin. În numele Domnului Iisus, închidem această oră divină, de program divin, prin imnul 310.
Tatăl nostru cel ceresc, în numele Domnului Iisus, te rugăm să primești lauda și mulțumirile noastre, pentru că în această oră Duhul Tău cel Sfânt a fost prezent aici. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că avem valoare. Îți mulțumim că ne prețuiești. Ajută-ne Tu ca să menținem această valoare printr-un studiu mai serios al cuvântului Tău în fiecare zi. Îți mulțumim pentru că trăim în această Biserică a Rămășiței și te rugăm împreună cu noi să binecuvintezi și conducerea Bisericii Tale. Îți mulțumim pentru că Tu ai oameni de valoare, oameni ai credinții. Ajută-ne Tu ca să nu ne lăsăm plutiți de învățături care nu sunt după voia Ta și să rămânem statornici în cuvântul Tău. Te rugăm și pentru fratele nostru iubit să-l binecuvintezi în continuare în lucrarea pe care o are de făcut în cadrul diviziunii, să fie un stâlp al Bisericii Tale. Îți mulțumim, Tată, că vei fi cu noi și dorim să te vedem cât mai curând. Amin. În numele Domnului Iisus te-a rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.